Bună ziua și Hristos a înviat! Vă mulțumesc în primul rând că ați dat curs invitației mele de a ne întâlni astăzi în noul sediu de campanie pe care l-am pregătit împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat, sediul de campanie care se află în strada Uitus numărul 11 Roman. Am vrut să profit de un eveniment special și anume acela că astăzi, 3 mai, sărbătorim ziua libertății presei. Mi-am dorit foarte mult să fiu alături de colegii noștri din presă, pe care eu, ca întotdeauna, i-am stimat, estimez și voi preți mereu. Le doresc un sincer la mulți ani. Vreau să mulțumesc distinșilor oaspeți pe care i-am aici în dreapta, domnul președinte al Consiliului Județean Ionel Arsenie, domnul senator Dan Manoliu și domnul Alex Rotaru. Sunt reprezentanții noștri în Consiliul Județean și în Parlamentul României. De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor mei de la organizația locală Roman, care au ținut să fie alături de mine astăzi și au dat seama că sunt extrem de emoționat și simt sprijinul lor. Sper să fac față cu brio acestei încercări. Așadar, e un moment în care m-am decis să vă invit să fiți alături de mine. E un moment în care m-am decis să fac un apel și către romașcani și să-i rog să aibă încredere în mine, să îmi fie alături. O să îndrăznesc și o să sper că prin ceea ce mi-am propus ca și program de candidat în această campanie electorală, care va începe pe 27 mai, să pot să-mi exprim cele mai bune gânduri, cele mai bune intenții, să pot să vin în fața promașcanilor cu cele mai interesante proiecte. Sper să pot să impresionez, sper să pot să câștig încrederea promașcanilor și dacă Dumnezeu așa va decide, poate vor hotărâ să-mi acorde votul pe data de 11 iunie când vor avea loc alegeri pentru funcția de primar la Roman. Sunt un om cu foarte multe idei, de aceea vă spun sincer, am preferat ca prezentarea de astăzi să fie însoțită și de un slide show. Am să mă mai inspir de acolo pentru că n-aș vrea să ratez niciuna dintre ideile pe care le-am pregătit. Am spus că sunt un romașcan, m-am născut aici, aici am copilărit, aici am primit educație. Am plecat mai departe la universitate la Iași, am terminat finanțe bănci. După care m-am întors înapoi în Roman, aici muncesc și familia mea împreună cu mine se străduiește să ofere aproximativ 300 de locuri de muncă. De aici începe totul. Sunt un om de afaceri. Cred că și oamenii de afaceri pot să se implice și pot să și pună în slujba comunității expertiza pe care o au. Cred că putem fi și noi eficienți în administrarea unui oraș și cred că putem aplica multe din măsurile pe care le aplicăm astăzi într-o companie. Și știți foarte bine că a fi întreprinzător în ziua de azi nu e tocmai ușor. Cred că putem aplica foarte multe din acele măsuri și în eficientizarea actului administrativ. Acest lucru este cel care, practic, m-a încurajat să fac acest pas. Atunci când a venit domnul președinte Arsenie să îmi propună să colaborăm, eu am fost de la bun început deschis. Mi-am oferit toată deschiderea pentru acest proiect, iar eu țin să-i mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat-o împreună cu colegii noștri de la partid. Vreau să sper că nu voi dezamăgi pe nimeni și vreau să sper că această încredere va merge mai departe către toți romașcanii. Cred că slide-ul a luat-o puțin înainte, dacă colegul meu, Alex, o să reia de la început. Ar vrea să începem altfel. Programul meu are un slogan și are un subtitlu. Eu am considerat că cel mai potrivit slogan pentru mine este De la bine spre mai bine. De ce am făcut lucrul acesta? Pentru că trebuie să recunosc că situația de la care plecăm nu este una pe care să o blamez, nu este una pe care să o critic. Știu sigur că cei care au fost înaintea mea
s-au străduit, au făcut eforturi, ba mai mult, am făcut și echipă într-un anumit moment și cred că am reușit în Roman să facem lucruri bune. Asta nu înseamnă că nu putem îndrăzni să credem că lucrurile pot fi făcute mai bine. Este ceea ce îmi propun, de aceea am ales acest slogan, de la bine spre mai bine. Și pe lângă acest slogan, m-am gândit că un program ca acesta al meu este de fapt o ecuație, care cuprinde mai mulți termeni. Și în această ecuație i-am inclus un oraș, doi parteneri, trei prieteni, patru principii și 5 stele. Și acum aș vrea să explic un pic acest concept pe care l-am avut în minte. Ce am vrut să spun printr-un oraș? Printr-un oraș am vrut să spun că aduc în discuție orașul în care m-am născut, care mie mi este în suflet și pentru care mă simt pregătit să ofer toată disponibilitatea, dăruirea și priceperea mea. Este vorba de orașul Roman. Aici m-am născut, așa cum am spus, și aici m-am format ca om. De aceea eu cred că a venit momentul să întorc ceva acestui oraș și abia aștept să am ocazia să pot face acest lucru. Doi parteneri. Cred că eu și dumneavoastră, romașcanii, toți cei de față, dar și cei care astăzi poate nu sunt aici, putem să ne privim în ochi și să ne considerăm parteneri. Într-un asemenea proiect, un singur om nu poate face nimic. Trebuie să încercăm să îndrăznim, să fim o echipă, să avem încredere unii în alții. Trebuie să încercăm să fim alături pentru a putea să răzbatem și pentru a putea îndeplini proiectele pe care ni le propunem împreună. Cred că romașcanii merită oportunitatea unei administrații mai eficiente, mai dinamice și mai aproape de practicile occidentale. De aceea, programul meu vine ca un plus față de ceea ce poate s-a mai spus până acum în viața publică din Roman. Sper să pot să fiu acea opțiune pe care romașcanii o așteaptă. Nu am negat niciodată că ne aflăm pe un trend ascendent, dar cred că oamenii ambițioși și parteneri de încredere pot face lucrurile să se întâmple din ce în ce mai bine. Vom accepta mereu provocările și vom ridica ștacheta pentru generațiile viitoare. Asta este ceea ce vroiam eu să spun despre parteneri. Practic, eu și fiecare dintre dumneavoastră vom intra într-o relație de parteneriat. Trei prieteni. Romanul are nevoie de o echipă care să-i ofere orașului acces la finanțare. Oricâte idei bune am avea și oricâtă disponibilitate de a ne implica, potențialul de dezvoltare al zonei noastre va rămâne destul de scăzut. Știți foarte bine că avem un buget local, la un moment dat resursele acolo sunt limitate, avem cu siguranță nevoie să putem atrage și alte resurse. De aceea, trebuie să ne dăm mâna toți factorii de decizie de la nivel local, județean și național, să ne așezăm la aceeași masă, să gândim împreună, să uităm de interesele proprii și să ne concentrăm mai mult pe cele comune. Trebuie să devenim prieteni. Și aici am să fac o paranteză pentru a încerca să fiu mai concret. Sper să am alături de mine și să-mi fie prieteni și colegii din Consiliul Local și colegii din Consiliul Județean și, bineînțeles, colegii de la Guvern. Împreună trebuie să gândească la fel, împreună trebuie să formăm o echipă, să încercăm să promovăm ceea ce este mai important pentru orașul nostru. De aceea, eu cred și sper să iau alături de mine pe cei trei prieteni pe care i-am enunțat mai devreme. Sursele consistente de finanțare, din păcate, nu și-au izvorul în potențialul economic al zonei, ci mai degrabă în resursele pe care le pun la dispoziție Uniunea Europeană, Guvernul României sau Consiliul Județean. Undeva la finalul acestei prezentări, eu am lăsat, tocmai ca și argument, o listă întreagă de resurse pe care le putem accesa pentru a ne finanța proiectele. Și acolo sunt foarte multe axe pe care le-am identificat în ceea ce privește fondurile europene și în special pe programul operațional regional. Am identificat Planul Național de Dezvoltare Locală și, bineînțeles, multe alte programe pe care o să le avem în vedere în perioada care o să urmeze. Deci, acestea vor fi, cu siguranță, o resursă importantă pe care o să trebuiască să o accesăm, cu condiția să putem scrie proiecte sustenabile, să fie bine fundamentate și să fie sprijinite de cei trei prieteni pe care îi enunțasem mai devreme. Patru principii. Programul meu se axează și am considerat că pot să mă gândesc să plantez patru piloni. Sunt niște piloni mentali, sunt niște principii pe care eu mi le-am măsărit în minte și după care mă ghidez.
Primul dintre ele ridică nivelul de trai al populației. Cred că este prima condiție și primul lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere un edil. Chiar dacă nu toate măsurile care se referă la ridicarea nivelului de trai al populației sunt la îndemâna unui primar, cu siguranță și un primar poate să se implice și poate să găsească metode, acțiuni prin care să ajute la ridicarea nivelului de trai al cetățenilor din urbea pe care o conduce. Principiul 2. Creează infrastructură locală exact ca afară. Eu personal m-am cam săturat să văd în România, în roman, lucrări făcute de mântuială. Trebuie să fim sinceri. Nu am fost niciodată foarte mulțumit de ceea ce văd în jur. Întotdeauna am comparat cu ceea ce vedeam în alte țări occidentale și mă întrebam oare de ce nu putem face și noi lucrări la același nivel de calitate. Cred că este un obiectiv pe care trebuie să mi-l asum, este un obiectiv pe care trebuie să și-l asume, să asume toți edilii, pentru că cetățenii, cei care muncesc și cei care contribuie prin taxe și impozite la formarea bugetelor, merită acest lucru. Principiul 4. Deschide ușa oricărei inițiative. Cred că am sărit peste principiul 3. Da. Realizează investiții cu impact în viitorul orașului. Cred foarte mult în acele investiții care vor dăinui, care vor pune o amprentă, care vor deveni un blazon al urbei. Cred în acele investiții care impresionează, care atrag atenția, care atrag investitorii, care fac pe tineri să rămână acasă. Deci, pe lângă proiectele mici pe care trebuie să le avem în vedere și care țin poate de modernizarea unei zone a orașului, care țin poate de nevoile stricte ale unor locatari dintr-o anumită zonă, trebuie să gândim și proiecte mari, trebuie să fim curajoși și eu sunt unul dintre acești oameni și o să vedeți mai departe și câteva din propunerile pe care le-am. Principiul 4. Deschide ușa oricărei inițiative. Un primar trebuie să fie deschis. Cum ați văzut și în acest sediu de campanie, am încercat să găsesc o ușă dublă, deschis, să poată intra cât mai multă lume, să putem comunica, să putem dialoga. Dialogul naște idei, ideile pot fi implementate, ideile implementate pot aduce dezvoltare și bunăstare pentru toți cetățenii. Cinci stele. Poate mă întrebați ce am vrut să spun cu aceste cuvinte. Această înșiruire de cuvinte vreau să fie blazonul activității mele. Am experiență în management și știu cât de important este să reușești să oferi celor din jur servicii de calitate. Practic, munca pe care îmi propun să o desfășori la primărie este un serviciu pe care îl ofer întregii comunități, este un serviciu pe care o să-l ofer colegilor mei din primărie, este un serviciu pe care îl ofer tuturor celor care locuiesc în Roman. Acest serviciu trebuie să fie de înaltă calitate și sper ca lucrul ăsta să îmi reușească, sper ca oamenii să simtă și să vadă diferența în actul managerial pe care o să-l propun în administrarea treburilor primăriei. Bineînțeles, am văzut și în online, foarte multe întrebări mi-au fost adresate și am încercat să dau astăzi câteva răspunsuri în legătură cu aceste întrebări. Foarte multe întrebări referitoare la candidatura mea. Ce mă recomandă? Ce repere am avut eu în activitatea mea de parlamentar? Mulți oameni știu că am fost parlamentar, dar au mai uitat sau poate nu au fost foarte atenți atunci când am întreprins diverse acțiuni. Și vreau să vă rog să-mi permiteți să amintesc câteva din acele repere. De ce? Pentru că ele sunt practic fundamentul și argumentele pe care o să le folosesc în programul pe care îmi îl propun. Vreau să demonstrez că am putut la un moment dat să fac ceva pentru acest oraș și acum practic vin din nou și cer posibilitatea de a continua o parte din proiectele pe care le-am inițiat atunci. Știți foarte bine că activitatea unui parlamentar are două componente. O componentă este implicarea în rezolvarea problemelor de la nivel local, prin susținerea de proiecte, medierea în dialogul instituțional, atragerea de sprijin guvernamental sau județean. Și un alt palier îl reprezintă promovarea de acte normative cu impact național sau local. Orice investiție realizată din bani publici reprezintă rodul contribuției
fiecărui cetățean, care prin muncă și prin aportul de taxe ajută autoritățile să îndeplinească obiectivele asumate. Tot ce s-a realizat în orașul nostru în ultimii ani nu reprezintă meritul special al nimănui. Și aici vreau să fie foarte clar, nu mi-am asumat niciodată vreun merit și cred că poate de aceea oamenii nu fac conexiuni între activitățile mele ca deputat și o parte din proiectele care s-au împlinit la Roman. Deci nu este meritul meu, nu este meritul nimănui, ci doar meritul celor care au muncit, au contribuit prin taxe și impozite la formarea unor resurse. Cu toate acestea, un parlamentar poate să se implice, poate să ajute autoritățile locale să îndeplinească anumite obiective. Și am să încep prin a povesti despre primul meu proiect pe care în care m-am implicat ca parlamentar în atragerea unei investiții. Este vorba despre bazinul de not al municipiului Roman. Unii au spus că a fost făcut de doamna Udrea, alții au spus că a fost făcut de edilul șef. Vreau să pun în paranteză doar contribuția mea, pentru că eu nu pot să-mi asum un asemenea proiect în totalitate, dar am avut o contribuție. Un prieten de-al meu pe nume Costi Neagu, care în 2008 era subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, mi-a atras atenția despre lansarea unui program în România care prevedea construcția câtorva bazine de acest tip. L-am întrebat ce trebuie să fac pentru a putea atrage la Roman o asemenea investiție. Mi-a spus că, în primul rând, să vin la București să-mi comunice elementele principale din program, după care să-l invit pe domnul primar să intrăm într-un dialog instituțional, să depunem proiect și, dacă îl vom scrie bine, îl vom implementa. Acest lucru, practic, l-am făcut. Am adus informația la Roman, am mers împreună cu domnul primar la București, ne-am întâlnit cu doamna ministru Monica Riță în acel moment. Din păcate, programul s-a mutat de la Ministerul Tineretului și Sportului la Compania Națională de Investiții. Am continuat dialogul instituțional cu acea instituție și, până la urmă, un proiect ca acesta a fost bine scris și a fost implementat la Roman. Deci, ăsta a fost aportul meu ca parlamentar în acest proiect. Acum am să vă mai prezint alte câteva proiecte, dar într-un ritm ceva mai alert. M-am ocupat foarte mult de sprijinirea infrastructurii școlare și actului educațional în zona Roman. Aici o să vedeți câteva fotografii cu imagini ale școlilor din Roman înainte de 2008 și imediat după o să vedeți cum arată școlile din Roman la finalul mandatului meu. Aici e școala numărul 1, Vasile Alexandrii, școala Mihai Eminescu din Roman, școala numărul 5 din Roman, liceul Colegiul Național Roman Vodă. Sunt proiecte pe care eu le-am susținut în acel moment. Am ținut mereu legătura cu reprezentanți din Ministerul Educației atunci când se depuseseră proiectele. În fiecare săptămână mă duceam acolo, mă interesam de soarta lor. Încercam să obțin toate informațiile utile pentru ca aceste proiecte să fie bine scrise și să aibă succes. Un alt lucru pe care l-am făcut, am avut o colaborare strânsă cu școlile și liceele din Roman. Am propus un proiect, acela de a avea fiecare liceu câte un drapel propriu. Dacă putem continua. Am avut o relație strânsă și cu președintele Consiliului Județean Neamț din acea vreme și, bineînțeles, împreună cu reprezentanți din presă, cu oameni de bine din Roman, am susținut acest proiect care însemna reabilitarea bibliotecii George Radu Meridon. În legătură cu infrastructura spitalicească, știți foarte bine că am colaborat atât cu oameni de afaceri din Roman, cu asociații precum Caritasul, sau am atras resurse guvernamentale. Am reușit să donăm paturi noi la spital, am reușit să donăm echipamente medicale, am reușit să aducem medicamente într-o perioadă în care era criză. Iată cum arăta blocul operator înainte de a implica în modernizarea acestei secții și, bineînțeles, veți vedea fotografii cu blocul operator imediat după ce am intervenit acolo. Împreună cu agenții economici am derulat două proiecte importante, acela de modernizare a maternității Roman și a secției de neonatologie și tot împreună cu agenții economici am reușit să facem lucruri interesante la secția de pediatrie.
Bineînțeles că au fost foarte multe activități. Aici este o activitate cu tineri. Am încercat să igienizăm o parte din clădirile spitalului. Aici aveți imagini cu centrul de primiri urgențe și aici am ajutat cu o donație de echipament medical. Iată spitalul înainte de a fi reabilitat termic și imediat spitalul, atât cât am putut face în primul mandat, spitalul imediat după reabilitare. Ultimul proiect pentru spital am reușit să-l fac tot în colaborare cu Consiliul Județean. Am primit finanțare pentru a moderniza toate lifturile. Au fost și acțiuni culturale. Spre exemplu, în proiectul reabilitării casei Hogaș, undeva sus la etaj există un muzeu al ecumenismului. Am făcut câteva donații. Una dintre ele este o copie fidelă a Giurgiului din Torino, pe care o găsim astăzi la muzeu. Am reușit să donez locuri de joacă pentru copii. Am reușit de asemenea să fiu alături de oameni nevoiași. Am donat și cărți împreună cu fosta mea colegă Andreea Marin într-o caravană care se numea Citește cu mine. Am susținut, bineînțeles, și o problemă mai dificilă, aceea a copiilor cu dizabilități. Am fost alături de cetățenii care au fost afectați de inundații. Am pus umărul și am reușit împreună cu Biserica Catolică să construim un centru pentru persoane în vârstă la Ghirești, în județul Neamț. Un parlamentar tânăr se află mereu printre tineri, așa că eu mi-am propus să fiu acolo unde mi-este locul. Am organizat pentru ei diverse festivaluri, concursuri, concursuri de teatru, parada costumelor de epocă. Acestea sunt activități inițiate de mine. Sper să am ocazia să le continui și eventual să le diversific. Am organizat ziua copilului în favorit, în parohia Iisusul Bunul Păstor. În general am fost alături de copii, știți poate unii dintre voi foarte bine că îmi plac foarte, foarte mult copiii. Un proiect special pentru mine a fost acordarea de burselor de merit pentru copiii cu rezultate deosebite la învățătură. Un proiect care se numea Bursa Marico. Am organizat de asemenea o competiție de tenis pentru copii, Cupa Marico. Am fost alături de copiii talentați, copii care au talent, dar nu au resurse pentru a-și împlini năzuința. De asemenea, am fost alături de biserică și un proiect important pentru mine este acela al reabilitării turnului clopotniței Episcopiei Roman. Dacă se poate da înapoi, numai eu știu câte emoții aveam acolo sus, pentru că e destul de fragil turnul. Dar a fost un proiect de suflet și mă bucur că și astăzi e luminat și se vede de la 20-30 km distanță. Alături din credință față de mai mari biserici, am pus bazele înfrățirii cu mai multe localități din străinătate. I-am primit atât în Parlament cât și în Roman. Am fost eu însumi în vizite fie în Italia, fie în alte zone. Până la urmă, Romanul s-a înfrățit cu câteva din aceste orașe și cred că e un lucru bun, dar o să vă povestesc mai târziu ce cred eu despre înfrățiri, pentru că eu consider că pot fi mai utile înfrățirile dintre orașele din România. Am fost implicat în proiectul reabilitării cetății Neamț, am menținut mereu o relație apropiată de ministrul culturii Teodor Paleologu. În Parlament am făcut parte din Comisia Buget Finanțe, Comisia de Administrație Publică, am inițiat 3 legi de interes local și 24 legi de interes național. Am fost una dintre măsurile care am reușit eu să le influențez într-o implementare a fost aceea de ridicarea plafonului neplătitorilor de TVA de la 25.000 de euro la 65.000 de euro. Sunt lucruri care poate nu n-am ținut să le spun atunci, dar sper să-mi fie utile acum. Cabinetul meu parlamentar a fost unul dintre cele mai active cabinete parlamentare din România în perioada 2008-2012. Întotdeauna am avut ușa deschisă, am fost vizitat de foarte mulți romașcani. De la unii am primit sfaturi foarte bune, pe unii am reușit să-i ajut. Sper că au fost mulțumiți de activitatea mea în teritoriu. De ce candidez? În primul rând pentru că am fost încurajat de cei din jur. Așa cum am spus, am început prin a primi încurajări de la domnul președinte Ionel Arsene, apoi colegii de partid, prietenii, vecinii, oamenii de pe stradă mi-au zis că pot să fac acest lucru și mi-au luat inima în dinți. Cred că romașcanii merită oportunitatea unei administrații mai eficiente, mai dinamice, mai aproape de politicile occidentale. Candidez pentru că un om ca mine acceptă provocările vieții și sunt un om care mereu vreau să mă autodepășesc și vreau să ridic ștacheta mai sus pentru urmașii noștri.
De ce candidez din PSD? Simplu. Este cel mai mare partid din România și mi-a oferit încrederea sa. Am primit încrederea colegilor mei, dar trebuie să spun că am mai făcut parte dintr-un partid mare din România. Oamenii încă nu au înțeles ce s-a întâmplat. Dar acel partid mi-a arătat ușa, așa că eu cred că am dreptul de a fi considerat rasist politic. Poate dacă contextul era altfel, nu ar fi fost cazul să vorbim despre rasism politic în cazul meu. Faptul că am activat ca politician și într-un partid de dreapta și astăzi mă regăsesc într-un partid de stânga, pune o întrebare firească. Care politică îmi pare mai eficientă? Cea de dreapta sau cea de stânga? Eu cred că politica cea mai eficientă este cea care îmbină cei mai buni din gândirea de dreapta cu cei mai buni din gândirea de stânga. Important este ca orice politică se va aplica să fie aplicată corect. Și am să vă dau un exemplu. Unul din principalele avantaje ale politicii de dreapta este încurajarea dezvoltării prin distribuirea directă a resurselor spre programe de creștere a investițiilor, generând indirect o creștere a veniturilor populației. Una din cele mai importante avantaje ale politicii de stânga este încurajarea dezvoltării prin distribuirea directă a resurselor către populație, generând apoi creșterea consumului și indirect dezvoltarea agenților economici, deci a economiei. Așadar, vă propun tuturor celor care vreți să vă implicați și să participați la dezbaterea pe care o lansez astăzi, pe această temă, să găsim împreună echilibrul măsurilor ce trebuie luate pentru a genera dezvoltare, atât la nivel local, cât și la nivel național. Eu cred în echilibru și cred că este argumentul cel mai solid cu care pot să vin astăzi în fața noastră. Care va fi prima măsură pe care o voi lua în calitate de primar? Și eu v-am întrebat și m-am gândit că cel mai potrivit ar fi să propun elaborarea unui cod de conduită civică, în care respectul dintre diferitele categorii sociale și promovarea comportamentului elegant va fi ridicat în Roma la rang de lege. Voi face apel la toți oamenii care au încredere în Dumnezeu să înceteze acțiunile partizane de susținere a unora sau de blamare altora, să ne respectăm cum se respectă oamenii în Austria, să parcăm mașinile cum parchează cei din Germania, să zâmbim cum o fac cei din Danemarca. Acest lucru trebuie să se implementeze mai întâi în conduita funcționarilor publici și eu am să fiu primul dintre acești funcționari. Deci o să mă găsiți zâmbind, o să mă găsiți calm, echilibrat și sper să fie imaginea pe care o să o apreciați la mine. Cred că putem fi mai umani, cred că suntem datori să moștenim de la strămoșii noștri bunul simț și adevărata credință. Deci eu practic propun romașcanilor un pact prin care respectul și eleganța să domine relațiile dintre noi. Care va fi prima măsură cu caracter economic pe care o voi lua în calitate de primar? Știu prin semnale pe care le-au tras foarte mulți oameni de afaceri, și eu sunt unul dintre ei, dar și prin verificarea unor date oficiale, că la Roman, nivelul de impozite și taxe locale este unul dintre cele mai mari din țară. Așadar, voi efectua o analiză, un audit, care să ne spună cât de mult am putea reduce aceste taxe, astfel încât să ne putem alinia și noi la nivelul unor alte orașe din România. Cum ar fi Iașiul, Clujul, Bucureștiul, unde cel puțin pe impozit a clădirilor nerezidențiale, diferența dintre ce se întâmplă la Roma și ce se întâmplă acolo este mare. Eu cred că un nou tip de construcție bugetară și o eficientizare a actului administrativ ne va permite să venim în sprijinul celor care muncesc și investesc în Roma. O reducere a taxelor și impozitelor locale este un lucru posibil, dar o să trebuiască să efectuăm o analiză atentă să vedem cât de mult ne putem permite să facem acest pas. Iată aici un tabel comparativ pentru a putea vedea care sunt anumite nivele de impozitare în diverse orașe ale României. Am lăsat la urmă Romanul și am subliniat cu roșu. Dacă la impozit rezidențial, să zicem că suntem în zonă, la impozit nerezidențial suntem fruntași. O să invit pe această cale reprezentanții oamenilor de afaceri. Sper să avem posibilitatea să ne întâlnim cât de curând. Să începem de pe acum o analiză pertinentă, obiectivă a acestei situații, să încercăm să găsim deja soluții. Ce intenționez să fac pentru reducerea costului vieții în Roman? Știți foarte bine că orice om primește acasă factură de utilități. Aici o să fie muncă de echipă. Sperăm să reușim. O să avem de discutat, o să avem de făcut analize foarte serioase, dar cred că măcar pe aici, pe acolo, o să putem să îmbunătățim lucrurile. Măcar în ceea ce privește apa seară. Da. Dragi prieteni, Roma nu are nevoie de administrație care să se reseteze și să se eficientizeze.
Romanul are nevoie de un primar care nu doar să cheltuie, ci doar să și investească. Romanul are nevoie de o echipă care să ofere orașului acces la finanțare. Mergem mai departe. Spuneam la un moment dat că am patru principii pe care îmi construiesc acest program. Așa cum am mai spus, niciun guvern și nicio administrație nu poate aplica un program de guvernanță perfect. Pentru că el nu există. Cel mai bine este să implici cetățenii într-o proporție cât mai mare în stabilirea priorităților naționale sau locale, adică să întorci cât mai mult din resursa disponibilă pentru a o lăsa la îndemâna oamenilor, iar aceștia vor direcționa acolo unde nevoile lor sunt prioritare. Această teorie se mai numește teoria administrării minimaliste. Am să vă dau un exemplu care mi-a rămas în minte încă de când eram student. Un primar japonez a construit un parc, a plantat copaci, a plantat flori, a montat gazon și a inaugurat parcul. Bineînțeles că jurnaliștii au venit repede și l-au întrebat: domn primar, dar parcul ăsta nu are lei. Nu e nicio problemă, pentru că aleile le vor face oamenii călcând iarba prin locurile preferate. Când va veni toamna, noi vom vedea urmele cele mai bătătorite și acolo vom pune pavaj. Asta e doar un exemplu de cum am putea implica și cetățenii în luarea anumitor decizii. Nu întotdeauna primarul știe locul perfect pe unde poate să treacă o alee, un trotuar, o utilitate publică. De multe ori trebuie să existe consultare cu cetățenii. Un alt exemplu pe care aș vrea să vi-l dau, tot când eram mai tânăr și aveam mai mult timp liber, obișnuiam să mă joc un joc de strategie, se numea CESA. Îmi plăcea acest joc în primul rând pentru că povestea foarte multe despre istoria Imperiului Roman, dar mai ales pentru că te învăța ce decizii trebuie să iei pentru a-ți putea construi un oraș prosper și atractiv. Și am învățat astfel că primul lucru înainte de a construi palate, viaducte, infrastructură de apărare, trebuie să urmărești pas cu pas nevoile cetățenilor tăi, să gândești măsuri pentru a-i convinge să rămână în orașul tău, să te ajute să te dezvolți, să te susțină, ba mai mult să încerci să-i atragi și pe alții. Astăzi se dă o adevărată luptă în Europa Occidentală, între orașe, pentru atragerea de forță de muncă calificată. Creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor, pentru care se iau măsuri inovative, în felul acesta autoritățile reușesc să-și atragă oameni cu pregătire superioară. Costul vieții în Roma trebuie să fie un element de atractivitate, dar nu este suficient. Trebuie să facem ca oamenii să-și dorească să trăiască în Roma, mai mult decât în altă parte, adică să le oferim mai mult decât un cost scăzut al vieții, trebuie să le oferim și atractivitate. În general, oamenii migrează către zone mai dezvoltate și trebuie să recunoaștem că foarte mulți din tinerii romașcani astăzi sunt cu gândul la plecare, către Iași, către București sau, de ce nu, către străinătate. Așadar, o să țintim creșterea nivelului de dezvoltare economică a zonei. Dezvoltarea se poate realiza prin investiții continue și, așa cum o spuneam mai înainte, curajoase. Trebuie să avem curaj să investim în lucruri care poate în acest moment par greu de atins. Sunt și soluții pentru atragerea de capital, sunt soluții pentru atragerea de investiții importante. Spre exemplu, putem să ne promovăm oportunitățile de dezvoltare a zonei la târguri de real estate. Sunt târguri renumite la München, la Viena sau în alte părți din Europa. Putem merge acolo, putem să spunem care sunt facilitățile administrației, care sunt oportunitățile zonei și cu siguranță vom găsi interes. Putem încheia înfrățiri. Am spus, am încheiat deja înfrățiri cu localități din străinătate, dar eu mă gândesc foarte serios la încheia înfrățiri cu orașe precum București, sau măcar cu sectoare din București, cu orașe precum Clujul. De ce? Pentru că la București se dă ora exactă, acolo aterizează prima dată investitorul strategic, cel care într-un program pe termen mediu sau lung intenționează să deschidă puncte de lucru și în țară. Și dacă există o legătură strânsă de parteneriat între o primărie cum e Romană și o primărie cum e Bucureștiu, cu siguranță vom primi informații și sprijin pentru atragerea acestor investitori în zona noastră. De asemenea, trebuie să încurajăm rumașcanii care muncesc în străinătate să promoveze oportunitățile orașului. Știți foarte bine că mulți dintre ei lucrează în diverse companii. Aceste companii trebuie și pot fi încurajate să vină la Roman, să discute cu noi și poate să colaboreze. De asemenea, nu vom uita agenții economici locali, vom încerca să identificăm împreună cu ei soluții care să încurajeze mai mult. Important este ca împreună să putem crea cadru pentru realizarea mai multor locuri de muncă, mai bine plătite, este obiectivul meu principal. Principiul 2. Creează infrastructură locală exact ca afară. Așa cum spuneam, nu mai vrem lucrări de fațadă, vrem eficient, vrem rezistent, vrem corect proiectat. Vrem dirigenție de șantier independentă și obiectivă.
dacă am face doar lucrări de calitate, probabil că am putea reduce în buget cheltuielile cu reparațiile, cu întreținerea și alte cheltuieli de acest gen. Din punct de vedere bugetar, este incorrect să ai cheltuieli cu reparațiile aproape la fel de mari cu nivelul bugetului de investiții. Ce înseamnă infrastructură pentru Roman? În primul rând, știți că prioritatea mea dintotdeauna a fost sprijinirea infrastructurii școlare. Școala trebuie să fie pentru copii o a doua casă. Așadar, propun investiții consistente în infrastructura școlară, astfel încât să nu mai avem nevoie de fondul clasic. Fiecare școală va fi păzită, vom reface gardurile de protecție, vom limita accesul în curte printr-un singur loc, vom crea săli de așteptare pentru părinți și puncte de informare. Activitatea fiecărui elev ar putea, spre exemplu, să fie urmărită pentru un catalog electronic. Toate sălile trebuie să fie dotate cu laptop, trebuie să aibă videoproiector, camere de supraveghere sau table interactive. Vom crea laboratoare atractive și cu utilități practice. Vom încuraja pe sistem nordic să efectuăm împreună cu profesorii și elevii mai multe ore în aer liber, în muzee, în ateliere ale unor întreprinderi și de ce nu în primărie sau chiar în biroul primarului. Vom reintroduce orele de seral, vom încuraja pe cei rămași în urmă să participe la orele pentru a doua șansă. Vom reabilita sala de festivități a primăriei și o putem pune la dispoziție în scopuri educaționale. Putem organiza acolo cursuri de limbi străine, cursuri de economie și orice alte materii care pot fi interesate pentru romașcani, care la ora asta nu au alte posibilități de a participa la asemenea cursuri. Am pus aici câteva exemple cu fotografii din școlile românești. Eu cred că aspectul lor poate fie îmbunătățit. Și terenurile de sport, mai sunt multe dintre ele care pot fi reabilitate. În dreapta aveți un teren de la școala Dante Alighieri din București. O a doua prioritate a mea va fi infrastructura spitalicească. Așa cum a fost și în mandatul de deputat. Pentru Spitalul Roman avem nevoie de un program coerent de investiții, astfel încât actul medical să poată beneficia de o infrastructură corespunzătoare. Avem nevoie de foarte multe lucruri, siguranță cei de acolo știu mai bine decât mine, dar în momentul în care vom începe să comunicăm, aceste lucruri vor deveni și mai evidente și probabil că vom începe efectiv să găsim soluții. Cred că s-a dus pagina un pic prea repede, dar sunt obiective precum secția de pediatrie. Eu am avut probleme având copii foarte mici și am observat niște deficiențe. Dacă ai o urgență și te duci la pediatrie, de multe ori acolo nu găsești ceea ce trebuie. Copilul este transferat cu salvarea în centru de primiri urgențe. Sau dacă te duci la pediatrie și ai nevoie să faci o investigație radiologică, de asemenea este transferat. Eu cred că locul cel mai potrivit pentru secția de pediatrie ar fi tot în curtea spitalului, în aceeași clădire sau poate într-o clădire nouă. În spital trebuie să mai regândim fluxurile, să reașezăm secțiile pentru o consultare eficientă cu colegii. Dacă reușim, spre exemplu, să mutăm secția de pediatrie în zona spitalului mare, vom putea crea acolo un centru pentru pacienți în vârstă, fără familie, cu infecții grave și care nu sunt asigurați. De asemenea, avem o problemă destul de importantă cu centrul de paliație. E o parte dificilă a activității medicale, poate aici ar trebui să obține sprijin și din partea unor asociații sau de ce nu din partea bisericii. Policlinica ar trebui renovată printr-un parteneriat public-privat. Știu că acum nu îndeplinește condiții de elegibilitate, deși am fi putut accesa un proiect european, dar dat fiind faptul că acolo sunt spații aflate în proprietatea privată, e o problemă pe care trebuie să o analizăm și să vedem care ar fi soluția cea mai eficientă pentru realizarea acestei reabilitări. Sunt secții care nu au fost reabilitate niciodată, cum e secția de ORL, secția de recuperare, secția de anatomie patologică. Cred că și o secție de recuperare poate fi realizată la Roman, pentru că la ora asta avem un bazin acolo, dar este utilizat în alte scopuri. Un lucru care cred că ar fi eficient pentru Spitalul Roman ar fi un sistem de transport analizelor medicale din centrul de primiri urgențe și de la ATI către laboratorul de analize prin sistemul de pompă pneumatică. O altă problemă care știu că există în spital, s-a investit într-un sistem de pompă, o poștă pneumatică pentru transportul lenjeriei, dar nu funcționează. Trebuie văzut un pic dacă se poate găsi o soluție să putem transforma acea investiție într-una funcțională. Da, eu cred că dacă o să ne punem cu toții umărul și o să gândim
pozitiv, vom găsi resurse pentru a reabilita spitalul și a face să arate că am făcut de altfel din dreapta. Putem derula. Investiții trebuie în continuare și în secțiile în care noi deja ne-am implicat, chiar și în blocurile operatorii putem să mai investim. Sunt programe la Banca Mondială, sunt programe pe care gestionează și Ministerul Sănătății. Trebuie doar să încercăm și să fim eficienți în scrierea acestor proiecte pentru a atrage echipamente din ce în ce mai moderne în Spitalul Român. Un alt lucru pe care o să-l am în vedere ca și dezvoltarea infrastructurii este reabilitarea termică a locuințelor. Romanul trebuie să fie campion la atragere de fonduri europene prin reabilitarea termică a locuințelor. Este cel mai palpabil lucru pe care poate să-l simtă un cetățean ca beneficiu direct al implementării de fonduri europene. Avem ocazia să realizăm modernizarea spațiilor comune, a lifturilor, a spațiilor de la subsol, a teraselor prin mansardare. În acest sens, spre exemplu, eu am făcut un demers la Primăria Sectorului 3 din București. De ce? Pentru că Primăria Sectorului 3 din București este campioană în România în atragerea de fonduri europene care privesc reabilitări termice de locuințe. Știu că anul trecut au reușit să reabiliteze din fonduri europene aproximativ 270 de blocuri și anul ăsta au în pregătire încă 330. Deci eu cred că un parteneriat cu primăriei ca cea a sectorului 3 ne va ajuta să schimbăm informații, vor fi cu siguranță prin specialiștii lor alături de specialiștii noștri, vom scrie proiectele mult mai bine, sperăm ca nou ghid al solicitantului pe care îl așteptăm să fie un pic mai permisiv și cu siguranță din cei 300 de milioane de euro alocați regiunii Nord-Est vom putea atrage și la Roman o sumă consistentă. Da, aici sunt imagini cu blocuri din Roman, cum arată ele astăzi în stânga și în dreapta, cum ne-am dorit noi să fie peste câți bani. Un alt element de infrastructură la care cu siguranță ne gândim cu toții îl reprezintă infrastructura rutieră și pietonală. Aceasta cu siguranță poate arăta mai bine. Putem să facem să arate ca după standardele europene. Eu sunt de părere că mai bine facem mai puțin decât în fiecare an să peticim ceea ce am reușit să facem în anii precedenți. Vom reabilita mai puțin, dar atunci când romașcanii vor intra într-o zonă reabilitată, practic ar trebui să uite că se află în România, să le dăm senzația că se plimbă, nu știu, pe un trotuar sau cu mașina pe o stradă dintr-o țară dezvoltată. A reabilita o stradă presupune multă responsabilitate, tot începe de la semnalizarea lucrărilor, evitarea riscurilor de accidente, pregătirea de șantier, care se va face cu mijloace de protecție și semnalizare corespunzătoare pe o distanță mult mai mare. Caietele de sarcini vor fi astfel întocmite încât soluțiile ieftine și nerezistente să fie evitate. Vom cere proiectanților să propună doar acele materiale de ultimă generație, ale căror caracteristici tehnice permit cererea de garanții pe perioade lungi. Diferența de nivel dintre trotuare și partea carosabilă nu trebuie să mai pună în pericol părțile inferioare ale mașinilor. Intersecțiile vor fi prevăzute cu zone de protecție a pietonilor, așa cum bine știți, în Roman au mai zburat mașini și trebuie să avem grijă ca ele să nu ajungă în partea de trotuare. În zonele rezidențiale vom gândi parcări și pentru persoanele cu dizabilități și ce am observat eu, că lipsesc parcările pentru vizitatori. Vom crea zone speciale pentru vizitatori ca și ei să poată să meargă în acele zone, să-și parcheze mașina corect, fără să deranjeze pe un cetățean care are loc de parcare concesionat. Da, aici aveți fotografii cu situația actuală din Roman în partea stângă. Dacă ar fi să fac un proiect și să-l implementez, mi-aș dori să arate ca fotografia din partea dreaptă. Iluminatul cu LED, iar este o soluție la care ne gândim și trebuie să fie aplicată în viitor. Puterea lămpilor trebuie să fie suficient de mare. Am văzut în ultima vreme că tot mai multe localități, mai ales din mediul rural, au schimbat soluția și implementează proiecte de acest gen. În schimb, la Roman, eu cred că LED-urile pot fi mai puternice, astfel încât dacă vom zbura cu avionul de la București la Iași, uitându-ne în jos, să putem identifica orașul cu ușurință. Ca să ne permitem toate aceste lucruri, bineînțeles că trebuie să avem un buget suficient de mare. Bugetul de investiții al Romanului, din păcate, astăzi este doar de 5.180.000 de lei. Undeva la 5% din totalul bugetului localității. Spre comparație, e
față de bugetul Comunei Cordun, de aici din apropiere, care este 4.210.500 de lei și reprezintă 30% din bugetul total al localității. Eu cred că este o discrepanță pe care trebuie să o analizăm atent și trebuie să gândim noua structură bugetară, astfel încât bugetul de investiții să fie mult, mult mai generos. Aici am pus fotografii cu fișa de investiții atât de la Roma cât și de la Cordun, pentru a avea datele exacte la îndemână și pentru a face o comparație reală între aceste informații. Principiul 3. Realizează investiții cu impact în viitorul orașului. E un principiu în care eu cred și aici am să vă povestesc, încerc cât mai sintetic, despre câteva proiecte pe care aș vrea să le am în vedere la începutul mandatului meu. Ele nu vor reprezenta întreaga paletă de proiecte despre care am putea discuta. Bineînțeles că aici putem intra într-un parteneriat, putem intra într-un concurs cu cetățenii pentru a valorifica cât mai multe dintre ideile bune pe care aceștia le au. Romanul trebuie să identifice totuși elementele care să-l particularizeze, să-l ajute să strânească interesul tinerilor, a investitorilor și a vizitatorilor. Știm foarte bine că la Iași avem centre comerciale mari, la Bacău avem centre comerciale mari, la Piatra Neamț avem iarăși centru comercial mare. Poate la Roman e mai greu de realizat, deși tătăm discuții și sunt lucruri realizabile. Dar trebuie să găsim acele investiții care să ne particularizeze în raport cu orașele din vecinătate. Dacă dăm slide-ul mai departe, am să vă povestesc despre unul dintre proiectele la care mă gândesc eu și este vorba despre reabilitarea pieței centrale. Una din prioritățile orașului este zona pieței centrale, care din păcate nu a beneficiat de atenția autorităților de până acum. În această zonă cursa inima orașului înainte ca oamenii cu viziune mai degrabă destructivă să radă de pe fața pământului elemente de identitate locală care ne defineau. Pe acolo trecea strada mare. Era o zonă efervescentă a unui oraș târg, cum pronunța caracter comercial, pitoresc și efervescent. Cred că reabilitarea zonei poate porni de la această temă, și anume refacerea ambientului comercial interbelic, prin suprapunerea elementelor specifice unui comerț civilizat cu elemente de specificitate locală din perioada romantică a urbei. Vom începe reabilitarea podcoavei și a halei centrale și vom realiza ridicarea standardului de comercializare a produselor agroalimentare, după modelul unor piețe celebre din Europa. Cred că a venit timpul să nu mai facem comerț pe tarabă, în cer, în caniculă. Cred că putem regândi un pic structura acelor elemente de comercializare. Dacă dăm drumul la slide. Înapoi. Pe locul actualei pieței, eu propun, dar bineînțeles că vom dialoga pe acest subiect, construcții de tip P+1, care să împrumute elemente de arhitectură interbelică, cu spații special gândite pentru micii comercianți de legume, fructe, preparate, carne sau produse manufacturate, astfel încât prețurile și calitatea serviciilor oferite de aceștia să atragă consumatorii către produse veritabile românești. Spațiile rezultate la etaj le putem oferi tinerilor sau acelora care vor să inițieze activități comerciale de tip startup. Astfel vom putea crea o piață în care ca în frumoasele orașe europene, cu multiple funcționalități, cu o zonă de promenadă și cu potențial de atragere de turiști. Cred că ne este la îndemână și eu un proiect pe care l-am văzut și în alte orașe. Un exemplu poate fi, spre exemplu, reabilitarea centrului vechi al Craiovei. Trebuie să-i redăm Romanului ceea ce a avut mai frumos și mai de preț odinioară și cu siguranță vom fi admirați pentru acest lucru. Iată două imagini sugestive despre cum mi-ar place mie să arate piața centrală a Romanului la un moment dat. Centrul multicultural, un alt proiect pe care eu l-aș propune romașcanilor. E un proiect obligatoriu pentru Roman și au fost nenumărate discuții și în ultima perioadă în presă. Avem nevoie de săli multifuncționale pentru spectacole, pentru proiecții de filme, activități educaționale, săli pentru seminarii, workshop-uri, întâlniri. Este obligatoriu să avem un asemenea centru la Roman. Practic, viața culturală fără infrastructură dedicată nu poate exista. Mulți se gândesc că avem nevoie doar de cinematograf. Nu, eu cred că putem beneficia de o sală multifuncțională pentru a atrage trupe de teatru naționale sau internaționale, putem atrage diverse festivaluri. Trebuie să-i dăm și romașcanului oportunitatea de a se manifesta cultural în mod adecvat. Aici avem, bine, o imagine comparativă între cum arată
cinematograful Unirea astăzi și cum ar trebui să arate în scurt timp. Parc tematic, o altă idee. Nu înseamnă că ideile mele sunt cele mai bune, dar poate inspiră și pe alții. E un proiect pe termen mediu. Parcul municipal cred că poate fi transformat într-un parc tematic. Vom iniția un concurs de proiecte pentru că eu nu sunt un specialist, dar cred că vom putea găsi idei care să surâdă tuturor familiilor, tuturor părinților, pentru că, de fapt, ne dorim să le oferim acestora și copiilor lor un cadru deosebit de petrecerea timpului liber. Imaginați-vă cum ar arăta în viitor, când copiii vor parcurge un traseu pe o pasarelă suspendată care să traverseze zone cu un explicit caracter istoric și educațional. Am putea construi machete ca cetatea dacică Smirodava, palisada lui Roman I și Alexandru cel Bun, bastionul lui Ștefan cel Mare, circuit care se poate termina cu un loc frumos de joacă și atracții mecanizate. E doar o idee, așa cum spuneam, tocmai pentru a inspira și pe alții să contribuie cu idei de asemenea tip. Iată, o imagine cu un parc tematic de undeva din Statele Unite. Mai sunt și alte proiecte pe care le putem avea în vedere, nu le-am detaliat aici. Un campus pentru tineri, un club al oamenilor de afaceri, un centru expozițional. Multe alte proiecte vor veni pe parcurs din partea romașcanilor. Administrația urmând să efectueze o selecție acestora, apoi să realizeze studii de fezabilitate, iar pe cele mai importante să le includă în lista de priorități la finanțare. Și ultimul principiu, deschiderea ușii către orice inițiativă. Acest principiu este strict despre mentalitate. Un manager performant este un om care poate filtra o cantitate foarte mare de informații, le grupează fiecare oportunitate din prisma trei criterii. Beneficiile pe care le aduce comunității, avantajele proprii ale proiectului și caracteristicile tehnice ale obiectivului. Niciun proiect nu poate fi prea scump pentru o comunitate dacă este sustenabil. Orice propunere care generează creștere economică, din punctul meu de vedere, trebuie promovat. Deci, practic, eu îmi propun să avem ușile deschise oricărei inițiative. Sunt genul de om care niciodată nu zic nu. Mai degrabă citesc atent de trei ori și încerc să se rezolv o propunere sau alta. Bineînțeles că în acest demers vor fi invitate atât persoanele fizice cât și juridice să participe la realizarea unor liste de investiții, de proiecte, mici, medii și mari. Eu consider că proiectele mici sunt adresabile unor zone specifice din oraș, proiectele medii sunt cu referire la anumite cartiere și proiectele mari trebuie să aibă în vedere întreaga populație a orașului și, de ce nu, a zonei. Vom încerca să creăm în primărie un spațiu în care cetățeanul să se poată întâlni cu funcționarii publici ai unor instituții care reprezintă nouă sediul primăriei. De nou mă uit la președintele meu și spun că romașcanii cu siguranță ar aprecia un asemenea gest. Spre exemplu, au nevoie să preschimbe acte auto, au nevoie să își rezolve diverse avize și autorizații. Eu cred că primăria poate crea chiar un serviciu prin care se ofere cetățeanului sprijin. Adică cetățeanul se duce la un birou, spune că am nevoie să obțin următoarea listă de avize și primăria cred că poate întinde o mână să facem acest lucru. Investitorul sau agentul economic trebuie să-și vadă de afacerea lui. Nu trebuie purtat pe drumuri. Nouă ne este drag să mergem la Piatra Neamț. Mai ales că aveți mall, McDonald's și alte atracții, dar uneori timpul este foarte scurt și am încercat să-l eficientizăm. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că putem face acest lucru. Spuneam și despre înfrățirea de orașe, că o să încercăm să ne înfrățim cu orașe din România. Ca și surpriză, am încercat în perioada asta de pre-campanie să testez cumva apetitul unor investitori pentru a veni la Roman. Am niște discuții avansate cu reprezentanții McDonald's România, care anul ăsta au în vedere câteva proiecte și încerc să motivez, să susțin atragerea unei asemenea investiții la Roman. Am văzut pe rețelele de socializare romașcanii și-ar dori un centru comercial modern. Și acest lucru este posibil. Din păcate, orașul nostru e puțin compactat, nu prea sunt terenuri generoase și atractive. Dar nu înseamnă că nu putem purta discuții. Vreau să vă spun doar că interes pentru Roman există, trebuie să existe și să funcționeze acest principiu al ușilor deschise. Și din partea mea, cu siguranță, va funcționa. Da, am mai spus asta, că proiectele sunt mici, mijlocii și mari. Pe final, probabil, aici nu o să dureze mai mult de un minut,
o să mă întrebați, ok, ai viziune, ai foarte multe gânduri, foarte multe proiecte, îți merge mintea. Dar de unde finanțăm noi toate acestea? Am pus aici o listă, cred că sunt mai mult de 20 de pagini, de programe unde putem găsi finanțare. Multe din aceste programe încă nu au ghidurile lansate, deci sunt oportunități pentru viitor. Din păcate, au existat programe unde administrația locală a depus proiecte. Multe dintre ele, din păcate, au fost respinse pe criterii administrative. Am auzit legi destul de proaste despre parcurile, proiectele pentru parcurile din Roman, legi proaste vis-a-vis de Casa Celibidache, legi proaste pe partea de reabilitare termică. Poate că o mai mare atenție, o concentrare pe felul în care reușim să înțelegem și să scriem proiectele europene în contextul 2014-2020. Ghidurile sunt puțin schimbate, au apărut niște modificări față de intervalul precedent. Dacă o să fim puțin mai atenți, dacă o să primim sprijinul unor primării ca aceea sectorului 3, poate vom iniția și o colaborare sau vom externaliza o parte din aceste servicii. Important este să scriem cât mai multe proiecte și cât mai bine. Și atunci ne vom mări șansele să atragem la Roman fonduri europene sau fonduri guvernamentale. Cred că e suficient, e și foarte cald, dar n-aș fi vrut să vă plictisesc mai mult decât atât. Vă mulțumesc că ați avut răbdare și m-ați ascultat. Aici sunt doar niște principii, niște gânduri, niște propuneri pe care eu, de fapt, de aici înainte încerc și vă propun să le dezvoltăm împreună, dacă aveți încredere în mine și în echipa care mă susține. Vă mulțumesc! Acum, ca să-mi permit o pauză, o să rog și pe distinșii mei colegi să vă adreseze două, trei cuvinte. Bună ziua! O să încep prin o zicală de care Romanul are nevoie. Romanul are nevoie de o nouă mentalitate. Romanul are nevoie să devină un oraș european și Marius, voi fi primul care o să spun lucrul ăsta, pe mine m-ai convins, mi-ai câștigat încrederea, pe mine m-ai convins în realizările care le-ai avut ca parlamentar, prin lucrurile bune care le-ai făcut pentru municipiul nostru și sunt convins că ești persoana potrivită, ești persoana care poate aduce un suflu nou orașului nostru și ca să nu mă lungesc foarte mult, Îți sunt alături. Atât în campania electorală și în competiția cu ceva urma, îți voi fi alături în continuare dacă vei reuși să ajungi în funcția de primar și merg alături de tine pentru Roman, de la bine la mai bine. Mersi. Mulțumesc! Și am să intru un pic în piana lui Alex. Și eu am fost deputat ca și el. Și vă zic sincer, uneori reușeam să vin cu o idee, cu un sprijin. Și mi-aș fi dorit ca aici, acasă, să găsesc mai multe deschidere. Eu te asigur că orice idee vei avea în calitate de deputat, orice proiect vei vrea să inițiez, vei avea cu siguranță sprijinul meu, al administrației locale și împreună, dacă punem umărul, cu siguranță vom realiza proiecte mult mai importante. Da. Mare felicitări. Cred că ai convins nu neapărat pe noi, că noi oricum eram convins de capacitatea ta și de experiența ta, cred că ai convins toată lumea. Am avut parte de o prezentare la un program, pot spune, profesionist, în care se vede experiența politică, experiența omului de afaceri, dorința lui de a face ceva, dorința lui de a face mai bine pentru romașcani. Recunosc că și eu sunt surprins de unele laturi care le-ai atins. Ai sesizat foarte bine ceea ce înseamnă deficiențe în administrarea orașului și în direcția pe care o ia orașul. Ce pot să spun este că sprijinul nostru ca parlamentar, sunt convins că l-a spus și președintele Consiliului Județean, care este și președintele Organizației Județene, este total. Vei vedea și veți vedea
în această campanie că Romanul se bucură de un interes deosebit. Sunt 5 municipii, iar Romanul în care se țin alegeri, iar Romanul este cam al treilea municipiu la nivel național după Craiova și Târgu Jiu, Camărime, în care ne angajăm într-o luptă în a câștiga primăria. Mă bucur că ai sesizat cei 3 prieteni al tăi, care înseamnă Consiliul Județean, Guvernul, Uniunea Europeană și, bineînțeles, un susținător la nivel legal, Parlamentul României, la nivel de Senat și Camera Deputaților. Vom avea, pentru că mulți colegi de-ai mei îți transmit un succes și m-au rugat să-ți spun că vor veni colegi de-ai mei senatori și sunt convins că și colegi de-ai mei deputați, vor veni în campanie electorală alături de noi și în pre-campanie, vor fi văzuți de romașcani pe stradă. Eu, un entuziasm extraordinar de puternic, am prezentat o serie din punctele tale de vedere și pot să spun că ai susținerea totală, inclusiv a colegilor din grupul parlamentar de Senat. Mulțumesc! Și dacă îmi permiteți și aici o glumă, dacă vor veni atât de mulți parlamentari la Roman, mă angajez că eu îi voi caza pe senatori și Alex îi va caza pe deputați. Bună ziua! Vă spun pentru început, dați-mi voie să adresez un sincer la mulți ani dumneavoastră presei, pentru că astăzi este o zi specială pentru dumneavoastră. Ce ne-am face noi, oamenii politici, fără ochiul dumneavoastră critic? Și este chiar bine. Așadar, vă spun la mulți ani și să aveți o zi așa cum vă doriți. Vreau să salut colegii mei din organizația PSD Roman și mă bucur să-i văd aici destul de vesel și optimist. Marius, eu îți spun că am fost foarte atent la programul pe care l-ai prezentat. Recunosc că l-am lecturat și venit pe drumul face. Sigur, să spun că pe mine m-ai convins, ar fi o chestie... Eu mi-aș dori să fi cu acest program să convingi romașcani. Și eu cred că astăzi cei care au câștigat, ei sunt romașcani, pentru că te prezinți în fața lor cu un program extrem de bine gândit. Un program, așa cum am discutat amândoi, realist. Am spus că nu vreau și nu vrem să părim de oamenilor nimic din ceea ce nu putem face, pentru că așa cum ne-am obișnuit susținătorii noi cei din PSD, suntem oameni serioși, oameni care ne ținem de cuvânt și oameni care facem ceea ce spunem. Eu te asigur că atât Consiliul Județean Neamț, pe care eu îl conduc astăzi, cât și Guvernul României, prin primul ministru, prin ministerele de resort, care vor finanța diferitele investiții ale tale, sunt alături și îmi doresc ca următorii 3 ani de zile, pentru că vor fi 3 ani de mandat, să fie 3 ani în care Romanul să renască din punct de vedere al investițiilor. Așa cum bine ai spus, trebuie să scrieți proiecte bine, pentru că orice proiect scris bine este finanțat atât pe fonduri europene, pe POR, cât și de către Guvernul României, iar Consiliul Județean Neamț îți va fi alături, îți va fi partener și cred că împreună putem face, așa cum ai spus tu, de la bine spre mai bine pentru mașcare. Te felicit încă o dată pentru programul prezentat și eu cred că cei de acasă, cei din care se uită la programul tău și care au văzut că avem aici televiziunile, eu cred că sunt convinși că tu ești omul potrivit să conduci Romanul
în următorii 3 ani de zile. În ultima perioadă, sigur, din partea celor care nu agrează PSD-ul, am fost acuzat că nu iubesc romanul. Ba da, iubesc romanul și romașcanii și vă asigur că romanul va primi sprijin din partea președintelui Consiliului Județean. Și cel alături de care vreau să fac asta este Marius Neculai. Așadar, haideți să facem împreună echipă și următorii 3 ani de zile și să facem ce trebuie. Permiteți-mi să adresez deja primele două rugăminți. Una, dacă puteți să-mi rezervați o parcare la Consiliul Județean și una în fața guvernului, să putem merge să ne susținem proiectele. Și doi, e o problemă, sunt mai multe probleme care sunt urgente și aș vrea să le rezolvăm. Dar spuneam că țin foarte mult la infrastructura spitalului și infrastructura medicală. Am să vin cu rugăminte să mă primiți să mergem împreună acolo unde este nevoie, să încercăm să reînființăm centrul SMURT timp de la Roma. Mâine vă aștept la Pietra Neamț, începem discuții. Bravo! Mulțumesc! Bine ați venit în județul Roman, domnule președinte al Consiliului Județean, și aș vrea să ne spuneți care va fi, asta e temerea romașcanilor, care va fi gradul de imixtiune în administrația locală a partidului, a PSD-ului și a dumneavoastră ca președinte al Consiliului Județean. Este teama romașcanilor, dacă o risipiți. Doamna Bordean, sigur, bine am venit în municipiul Roman. A fost o glumă. Știți că mai ne vorbim de atâta timp ce știm, dar vreau de greu. Dimixtiunea Consiliului Județean și a Partidului în administrația publică de la Roman va fi atât cât va fi solicitată. Am auzit la administrația de astăzi reproșul la adresa președintelui Consiliului Județean cum că nu sunt ajutați. Doamnă, vă spun sub cuvânt de onoare, am aproape un an de zile de când sunt președintele Consiliului Județean Neamț și n-a venit niciodată nici fostul primar, nici actualul primar cu nicio doleanță către Consiliul Județean Neamț. Și dumneavoastră știți că nu poți să... Exact, copil, dacă nu plânge, nu primește. Adică nu pot eu să vin să mă bag peste administrația publică de la Roman atâta timp cât nu mi-este solicitat ajutorul. A, poate că o faci ca să poți ulterior să spui, domnule, nu ne ajută Consiliul Județean. Vreau să văd că vine odată cineva de la Roman să-mi ceară ajutorul. Dacă ne camponăm în orgolii de astea politice ieftine, din punctul meu de vedere, nu o să putem să avem colaborare între Consiliul Județean Neamț și Primăria Municipiului Roman. Tocmai de asta spun, eu cred că cu viitorul primar al Municipiului Roman voi face o echipă foarte bună și o să vedeți sprijinul consistent al Consiliului Județean Neamț la Roman. Însă, revenind la ce m-ați întrebat, nici partidul și nici Consiliul Județean Neamț nu se va implica mai mult la Roman decât va solicita domnul primar și Consiliul Local, evident. Da, și încă o întrebare de domnule Marius Neculai, dacă vă amintiți, ultimul dumneavoastră proiect în calitate de deputat era legat de spital. Aproape că obținuteți finanțare pentru acel sistem de modernizare a spitalului. Sistemul informatic. Ați renunțat când v-am auzit comentarii despre acest lucru. S-a spus ulterior că e ca Constituția. Vă dați seama că n-am putut să surprind aici toate activitățile mele în calitate de deputat. Au existat într-adevăr și proiecte care s-au întâmplat și nu le-am mai reamintit, sau proiecte care eu le-am adus în Roman. Bineînțeles că treaba unui parlamentar se poate întâmpla până într-un anumit punct. Din acel punct, administrația, adică primăria sau conducerea spitalului, preia acea problemă și o rezolvă până la capăt. Eu nu pot, n-am putut în acel moment să impun implementarea unui proiect. Era aprobat. Eu mi-am făcut datoria din punctul meu de vedere. Nu s-au reușit atragerea celor bani.
sperăm să avem ocazii de aici înainte. Pe ceea ce înseamnă necesitățile Spitalului Municipal Roman, vă propun că în această campanie, cu siguranță, ne va vizita municipiul, ministrul sănătății și o să mergem împreună în Spitalul Municipal, inventariem problemele și nevoile spitalului și eu cred că putem împreună cu sprijinul Guvernului României să facem aceste investiții. Permiteți-mi încă o paranteză. În spital sunt nevoi pe toate palierele, pe toate secțiile. Știu sigur că în zona de ambulatoriu există o posibilitate a accesării unui program european. Din câte știu eu, încă nu s-a lansat ghidul, deci de aici înainte se va întâmpla acest lucru. Vom încerca să creăm acel centru de imagistică, pentru că știu că ne este foarte util. Să avem și noi, în sfârșit, la Roman, un aparat RMN și ne dau să mai luăm un computer tomograf, dar mai important decât atât, să încercăm să oferim servicii gratuite. Să încercăm să oferim servicii gratuite pacienților, pentru că, în general, genul acesta de servicii sunt scumpe. Dar v-am spus, pe fiecare palier vom găsi o problemă, noi vom încerca să vizităm toate secțiile, să încercăm să colectăm toate informațiile și să venim în întâmpinarea acestor probleme cu cât mai multe soluții. Eu cred că aici spuneam puțin mai înainte de ceea ce înseamnă, ceea ce dăunează mult administrației, orgoliu. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț va, Consiliul Județean va investi în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, cred că în jur de 100 de milioane în următoarea perioadă. Nu s-a investit suma asta niciodată în ultimii 27 de ani. Sunt fonduri și sunt bani care, de care poate beneficia și Spitalul Municipal Roman. Ori să lași Spitalul Municipal Roman în starea în care e astăzi, doar pentru că nu ești pe aceeași undă cu președintele Consiliului Județean, mi se pare o dovadă de iresponsabilitate și politică, dacă vreți, actualului primar sau actualei administrații de la Roman. Eu cred că și Spitalul Municipal Roman ar fi putut să primească bani, să scrie proiecte, să intre acum și pe PNDL, și pe port, pe finanțare. Tocmai ce vă spuneam, nu putem să ajutăm la Roman dacă nu suntem solicitați. Domnule Neculai, ați spus mai devreme, următoare la campanie, ceea ce eu o să spun ca altul comitet, dar momentul a fost când ați făcut referire la îmbinarea programelor de stânga cu cele de dreapta. Ceea ce spun eu acum, ultima dată noastră, este că nu că sunteți un candidat atipic pentru PSD, mai ales la Roman, cu izvor, dacă vreți, de dreapta, în primul rând, ca profil de candidat. Probabil că PSD-ul pe asta a mizat, a pariat, încercând să mute ceea ce până acum era un fief de dreapta. Care credeți că sunt principalele două, trei aturi ale dumneavoastră pe profilul actual care vă diferențiază de profilul de la ultimile alegeri ale candidatului PSD la Roman, care vor muta voturi în plus? După ce am terminat mandatul de deputat, foarte mulți prieteni, cunoștințe mi-au spus: Marius, ce apreciez cel mai mult la tine? Faptul că nu te-ai schimbat, faptul că această funcție nu te-a schimbat. Ceea ce cred eu că mă definește cel mai bine și mai bine este echilibrul pe care reușesc să-l mențin. De aceea am și punctat acolo o gândire echilibrată vis-a-vis de aplicarea acestor măsuri, care pot fi uneori de stânga, uneori de dreapta. Eu cred că putem beneficia în egală măsură de aportul unor teorii de stânga sau unor teorii de dreapta. Important este să le aplicăm corect. Iar eu mă angajez să fac exact acest lucru, să încerc să extrag esența din fiecare teorie, să încerc să o aduc în practică și să fac ca lucrurile să beneficieze de orice fel de gândire. Important să fie gândire pozitivă. A doua întrebare are legătură cu clima. Mesajul legat de jocul Sezar nu era pentru electoratul, să spun eu, clasic al PSD-ului, ci pentru ăștia mai tinerei, așa. Vă dați seama, dacă aș reuși să conving toți tinerii din Roman și toți oamenii de afaceri, probabil că aș câștiga un scor foarte mare. Știu că la ora asta avem o asemenea problemă.
tinerii nu au suficientă încredere în organizația Partidului Social Democrat. Eu mă angajez din nou să schimb această imagine. O să-i rog și pe colegii mei să-mi fie alături. Am mai spus-o și în timpul prezentării că prefer ușile duble. O să le deschidem larg. O să încercăm noi să venim în întâmpinarea lor. O să încercăm noi să ne purtăm așa cum își doresc ei, să ne purtăm exact ca ei, ca tinerii. Și cu puțină răbdare, eu cred că o să-i convingem să ni se alăture de număr din ce în ce mai mare. Mi-aș dori foarte mult ca tinerii să vină alături de mine. Eu am fost atunci când am avut ocazia și îndatorirea, am fost alături de ei. Le promit o varietate mare de acțiuni împreună. Mă voi implica personal și toate aceste acțiuni sper să fie de reușită. Încerc să-i conving că aici, în PSD, vor găsi și tineri, și oameni valoroși, și oameni în care să aibă încredere. 80% de viață, adică mai mult. Ne sunt. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, cred că s-a mai încălzit șampanie. Mai mult decât ne dorim. Mulțumim!